mituit. Lumea bună, că l-a mituit ăsta cu relațiile lui, dar și pardurile. Și dacă mai trăiesc și trăiește și revista, cred că și pe al treilea o să-l prind. Și la Vatican? Eu n-am văzut în Italia deloc. Am fost oriunde, dar nu m-am văzut două țări care îmi dorea să le văd. Turcia și Italia. Asta nu mi-am văzut. Deci revista Oglinda Literară, așa cum o vedeți, după 10 ani, pare să fie pe undeva un brand cultural de patrimoniu brâncean. Ce insist ca să apară această denumire? Pentru că Direcția Culturii văd că se ocupă numai de patrimoniu. Dacă o publicație care a ajuns la un prestigiu recunoscut și internațional, numărul de cel național, nu este patrimoniu, atunci vina nu mai mi-a aparține. Și am și spus, domnule director, că începem o lună a culturii române, astăzi e prima zi, din 15 decembrie și până în 15 ianuarie, și prima acțiune din cadrul acestei luni, în colaborare cu Direcția de Cultură, este sărbătorirea unui deceniu de activitate a revistei Oglinda.